Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre trucuri de calcul rapid. Să începem cu o metodă japoneză prin care putem înmulți două numere naturale. Aceasta presupune asocierea fiecarei cifre a fiecărui număr cu un număr de drepte paralele, astfel. Pentru cifra 1 vom folosi o dreaptă, pentru cifra 2 două drepte și așa mai departe. De exemplu, pentru a înmulți numerele 12 și 23, vom scrie fiecare cifră cu ajutorul dreptelor. Cum prima cifră a primului număr este 1, vom trasa o dreaptă. Pentru a reprezenta următoarea cifră 2, lăsăm un spațiu și trasăm două drepte paralele cu prima dreaptă. Pentru a reprezenta următorul factor, vom proceda în mod similar, schimbând direcția dreptelor. Trasăm două drepte paralele, lăsăm spațiu și alte trei drepte paralele. Marcăm trei zone și numărăm punctele de intersecție ale dreptelor din fiecare zonă, începând cu ultima zonă. Numărăm șase puncte de intersecție în cea de-a treia zonă, șapte puncte de intersecție în cea de-a doua zonă și două în prima zonă. Citim cifrele de la stânga la dreapta Obținem rezultatul 276. Pentru a efectua 24 ori 32, trasăm drepte paralele pentru fiecare cifră a celor doi factori, marcăm cele trei zone și numărăm punctele de intersecție ale dreptelor din fiecare zonă. Obținem în cea de-a treia zonă 8 puncte de intersecție. În cea de-a doua zonă numărăm 16 puncte. Notăm cifra 6 și ținem minte 1, pe care îl adunăm la numărul de puncte de intersecție corespunzător primei zone. Obținem rezultatul 768. Există posibilitatea aplicării acestei metode pentru înmulțirea numerelor cu mai mult de două cifre, caz în care obținem mai multe zone asemănătoare cu cele trei apărute în aplicațiile anterioare. Un alt truc interesant. Este cel ce ne ajută să efectuăm înmulțirea cu numărul 11. Pentru a efectua 36 ori 11, la rezultat copiem prima și ultima cifră a numărului pe care îl înmulțim cu 11. Cifra din mijloc este suma celor două. În cazul nostru, la rezultat am copiat cifrele 3 și 6, între care am inserat rezultatul sumei 3 plus 6 egal 9. Am obținut numărul 396. Pentru a înmulți pe 71 cu 11, păstrăm la rezultat cifrele 7 și 1, între care introducem suma celor două, 7 plus 1 egal 8. Obținem 781. În cazul în care suma cifrelor numărului înmulțit cu 11 este mai mare decât 9, vom proceda după cum urmează. Pentru a efectua 57 ori 11, notăm pentru început la rezultat prima și ultima cifră. Efectuăm suma 5 plus 7 egal 12. Scriem cifra 2 și pe 1 îl adunăm la prima cifră. Obținem rezultatul 627. În mod similar se procedează în cazul în care înmulțim un număr de 3 cifre cu 11 pentru a efectua 342 ori 11, reținem prima cifră 3 și ultima 2, urmând să completăm cu alte două cifre. Începem de la final, adunând 4 cu 2 egal 6 și continuăm cu suma primelor două cifre, 3 plus 4 egal 7. Obținem rezultatul 3762. Un alt truc interesant ne învață să înmulțim un număr natural cu 5. Cum bine știm, 5 este egal cu 10 împărțit la 2. Motiv pentru care, pentru a efectua produsul dintre un număr și 5, putem înmulți acel număr cu 10 și apoi împărțim rezultatul la 2. De exemplu, 72 ori 5 este egal cu 72 ori 10 împărțit la 2 egal cu 720 împărțit la 2, egal 360. 3456 ori 5, egal cu 3456 ori 10 împărțit la 2, obținem 34560 împărțit la 2, egal 17280. De asemenea, cum 25 egal cu 100 împărțit la 4, pentru a efectua 2764 ori 25, îl înmulțim pe 2764 cu 100 și împărțim rezultatul la 4. Obținem 69.100. Ultimul truc pe care îl vom învăța este cel de a calcula pătratul unui număr natural. Pentru a calcula 23 la puterea a doua, adunăm și scădem cifra unităților, apoi efectuăm produsul celor două rezultate. Cum 23 minus 3 egal cu 20 și 23 plus 3 egal cu 26, produsul numerelor 20 și 26 se efectuează calculând 2 ori 26 și adăugând 0 la final. Obținem 520. Pătratul numărului 3 este egal cu 9. Adunăm cele două rezultate și ajungem la pătratul numărului 23 egal cu 529. Acest truc se bazează pe un rezultat important cu care vom lucra în anii ce urmează. A la puterea a doua este egal cu A minus B pe lângă A plus B plus B la puterea a doua. În cazul nostru, 23 la puterea a doua egal cu 23 minus 3 pe lângă 23 plus 3 plus 3 la puterea a doua. Să vedem dacă ne descurcăm să calculăm pătratul numărului 57 cum 57 la puterea a doua este egal cu 57 minus 7 pe lângă 57 plus 7 plus 7 la puterea a doua, efectuăm produsul dintre 50 și 64 egal cu 3200, la care adunăm pătratul numărului 7. Deci, 57 la puterea a doua egal cu 3200 plus 49 egal 3249. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.